ordinară, o să dau cuvântul domnului primar pentru a face o deschidere a acestei ședințe, da. Pe care vom trece la ordinea de zi a ședinței ordinare. Mulțumesc. Am profitat de această ședință ordinară, iar în deschidere cu prilejul aniversării a 585 de ani de atestare documentară a localității, Consiliul Local a hotărât să acorde două cheie a orașului, la o persoană fizică și la o persoană juridică, și niște diplome de excelență pentru activitatea mai multor persoane și elevi fără de perioada municipiului de ajun. Deci, cu prilejul aniversării a 585 de ani de atestare documentare a localității, se acordă cheia municipiului ajun domnului Ilie Roșu, cu care promovează în rândul tinerilor dragostea pentru mișcare, natură, tradiție și istorie și este organizatorul Maratonului Siretului. Este de față prezent aici. Uitați-l așa la vadă, la cameră. Pentru mine este cel mai emoționant moment din viața mea. M-am născut în orașul Adjud, am copilărit în Adjudul Vechi și iată că primesc din partea orașului nostru poate cea mai importantă distinție pe care am primit-o până acum. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt colonel în rezervă. După terminarea carierei militare, am ales să-mi continui un vis, acela de a alerga primul meu maraton din carieră. Și am reușit acest lucru, am alergat 10 maratoane și mi-am dat seama că maratonul nu trebuie să fie doar o alergare, o simplă alergare. Și prin statutul meu de militar am început să alerg în cursele de maraton cu drapelul României și de fiecare dată cu un alt steag, cel puțin două steaguri. Și am alergat în România 209 maratoane, fiind cel de-al doilea român care depășește granița a 200 de maratoane. Dar ceea ce pe mine mă face deosebit este că am alergat, poate sunt singurul maratonist care a alergat 199 de maratoane cu drapelul României, din care peste 65 de curse au fost curse internaționale. Și am dus drapelul României cu mândrie peste tot în Europa, l-am dus pe toate continentele și am întâlnit foarte mulți români și prin Europa foarte mulți adjudeni care m-au încurajat să duc mesajul, să-l duc mai departe. Am alergat cu steagurile a 29 de țări, am purtat în curse peste 60 de steaguri, am dus toate steagurile istorice pe care le-am identificat în România și am reușit să atrag de partea colegilor mei în ciclu de maratoane istorice din dragoste pentru România și istoria ei, copiii din zonele pe unde s-au desfășurat aceste maratoane. Și am reușit și aici, la Adjud, am reușit să declanșăm un maraton, maratonul Siretului, un maraton care are startul din Adjudul Vechi și se aleargă pe Valea Siretului, prin comunele după malul Siretului. El se mai numește și maratonul celor două lacuri, pentru că se desfășoară între două lacuri de acumulare, lacul de acumulare de la Berești și lacul de acumulare de la Călimănești. Vă mulțumesc mult pentru această distinție și mă angajez să duc mai departe, să duc spiritul de luptă al orașului Adjud, împreună să contribuim ca din urmă copiii care sunt acum în școlile generale, la liceu, să preia ștafeta și să o ducă mai departe din dragoste pentru România și istoria ei și, de ce nu, din dragoste pentru România și istoria orașului Adjud. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, domnul Ilie.
se acordă cu prilej manifestarea 585 de ani de atestare documentară a localității în semn de apreciere a contribuției la promovarea și dezvoltarea rurală a municipiului Ajut, cheia orașului Sece, Vrancat, Esajut. Probabil venim în seară, că domnii directori sunt plecați la conferință la București, dar am să-i omânăm domnului salariat, am încarcat de salariat, domnul Dinu Stanciu, și îmi rog frumos să ajungă la conducerea. Mulțumim frumos! Este transmis celor care reprezintă Vrancat, da, și după aia să... Mulțumesc! Trecem acum la diplome de excelență. Diplome de excelență cu aniversarea celor 15 atestare documentare domnului profesor Avram Ionel Adrian, Colegiul Național de Milbota. Mulțumesc frumos pentru diplomă și pentru apreciere. Relația mea cu primăria orașului Ajut a fost când am venit aici ca profesor, în 1997, când împreună cu Costel Lazar am reușit să facem, să încopim o monografie a municipiului. De atunci am mai colaborat și împreună cu elevii pe care îi pregătesc, am reușit să arătăm că istoria atât a Ajutului este importantă, cum este și istoria României, și cei 55 de ani de atestare documentară să conteze pentru toți și pentru toată comunitatea ajuteană. Vă mulțumesc! Diploma de excelență se acordă elevii Popovici Teodora, clasa 12-a, Colegiul Național Milbota. Felicitări! Vreau să vă spun că studiul istoriei mi-a arătat că România într-adevăr a avut un trecut mare și că oamenii care ne-au precedat într-adevăr au fost niște oameni mari și de aceea vă invit să iubiți România în fiecare zi și să nu o părăsiți niciodată. Vă mulțumesc! Excelență se acordă elevului Sărăgeanu Dragoș Claudiu, clasa 4-a, școala gimnazială Principele Radu. Nu știu dacă este prezent, dar da, este prezent. Bravo, bravo, bravo. Diplomă de excelență, doamnei profesoare stratulat Iosefina, profesor la școala gimnazială Mareșal Averescu. V-aș ruga, domnul director, să o luați dumneavoastră, că înțelegeți că doamna profesoară nu este prezentă. Mai avem la școala gimnazială Mareșal Averescu încă o diplomă, dar cu scuzele de rigoare care a rămas acolo, eleva este prezentă și mă refer la eleva Crăciun Justina și îmi cerem scuze, mâine va fi primită, va fi transmisă această diplomă prin domnul director și domnișoare elevă. Din lipsa de spațiu, n-am invitat pe cei sau am stabilit cu producția liceului Colegiului Tehnic Gheorghe Balș, unde au o listă întreagă de evidențiați. Și aici mă refer la doamna profesoară Apostol Tatiana, elevul Măru Gabriel, domnul profesor Preculeț Teodor, elevul Bădic Vasile, domnul profesor Pușca și Bun, elevul Vichiță Costin Marian, ca participant la programul Erasmus, care fac parte din tot din Colegiul Gheorghe Balș. Mâine ne vom pasa împreună cu 2-3 consilieri la colegiu și vom una personal aceste diplome. Vă urăm succes în continuare la cei premiați și la ceilalți să fie părinți la celor premiați. Noi vom intra în ședința, în ordinea de zi a ședinței ordinare. Invitații, dacă vor să rămână, vor rămâne, dacă nu, sunt bine. Da, vă mulțumim. Mulțumim. Îmi cer scuze, m-am încercat foarte mult scuze. Deci, doamna profesoară Chiriac Ionela, îmi cer scuze, este aici. Da. Este la noi, doamna Chiriac Ionela, profesoară de muzică la Colegiul Național de Milbota.
cu scuzele pe care nu am. Da, încercăm de la profesoare, știu că aveți o anumitate de prinzitență să una. Mult succes în profesoare. Vă mulțumesc. Celălalt din primul meu. Mă simt onorată pentru implicarea și dăruirea cu care ne susține de fiecare dată în acțiunile noastre. Vă dă Dumnezeu sănătate și ați făcut unul voi o poză cu toți sau vor să facă locul? Faceți în noi amândoi? Da. Mariane, fă și poză. Apasă acolo cu ăsta roșu. Este bine, este bine. Dar la dumneavoastră este 56. Da? Da, 50 de euro. Marian? Tot picar el sportiv și el. Ne știm, nu? Ne știm. La revedere. Vă mulțumesc. Dar la tatăl nostru. Te-am spus că nebun. De asta, că sunt picar el sportiv. Da, da, da. Mulțumim domnului primar și tuturor celor care au fost, care au primit diplome. Începem ședința ordinară de astăzi, la care participă un număr de 18 consilieri din 19. La ședință lipsește domnul consilier Matei Gheorghe. La ședință participă domnul primar Constantin Armecea, domnul Cristea Claudiu, domnul viceprimar și doamna Sibișan Antra, secretara municipiului. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Deci, toată lumea este pentru mai am. Având în vedere prevederile legii administrației publice locale în 2001 și potrivit la lucrurile administrației Constantin, primarul municipiului Ajut, care prin dispoziția 494/2018 a convocat ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Ajut, permiteți să vă prezint ordinea de zi. Ordinea de zi v-a fost prezentată, așa că o să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, domnul primar. La primul punct este vorba de aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ajut și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2018. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unității administrativ-teritoriale a municipiului Ajut pentru anul 2018, care însumează la pată revenitul 55.451,94 lei, iar la pată rechefiri 58.353,09 lei, conform anexii 1. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pentru anul 2018, care însumează 28.353,14 lei, din care pentru funcționare 18.393,19 lei, iar pentru dezvoltare 9.959,95 lei, conform anexii 2, articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pentru anul 2018, care însumează 29.691,09 lei, din care pentru funcționare 18.393,19 lei, iar pentru dezvoltare 11.297,90 lei, conform anexii 3, articolul 4. Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finanțare de la bugetul local al municipiului Ajut pentru anul 2018 în sumă de 11.297,90 lei, conform anexii 4. Articolul 5. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice pe grupul de investiții și surse de finanțare pentru propunere de buget 2018 și estimări buget 2019-2021, conform anexii 5. Articolul 6. Anexul 1.5 fac parte integrată în prezentă hotărâre. Articolul 7. Primarul, prin aparatul de specialitate, vor asigura atunci îndeplinirea pe de hotărâri. Și la articolul 8, prezent hotărâre se comunică Institutul Prefectului pentru Controlul Legalității. Da, mulțumim domnului primar. Comisia, domnul consilier. Comisia s-a întâlnit la 25 aprilie. Am dezbătut proiectul de hotărâre, aș face directorul economic. În urma dezbaterii, în urma urmăririi tuturor documentelor, vot 3 pentru, un vot abținere, deci m-am abținut de la vot. Având în vedere că și Casa de Cultură beneficiază de o sponsorizare de la aceeași societate de la care au solicitat sume de bani
colegiul Emil Bota, de asemenea cât și Oteu Adjut. Deci pentru a nu fi discuții și pentru a nu se interpreta că am influențat obținerea unor sume, m-am ținut de la vot și de la dezbaterea proiectului hotărâri și m-am ținut și de la dezbaterea proiectului în ședința de plen. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnul consilier. Discuții dacă sunt pe acest subiect. Domnul Dogan, vă rog. Da, apreciez în mod cu totul deosebit implicarea Consiliului local al primăriei în dezvoltarea logisticii și învățământului în asigurarea unei resurse umane de calitate. Ideea este următoare. Trebuie să primeze întotdeauna, am spus, să primeze principiul echității. Este vorba aici, în articolul 1, de acea sponsorizare pe care a primit-o Colegiul Național Emil Bota pentru desfășurarea de la Brancar tipurile a unei activități pe data de 27 martie. Ideea este următoarea. Nu mă pricep foarte bine la disciplina financiară și cred că aș putea să primești și lămuriri. Deci, este posibil să spunem să primești suma în februarie. Chipul este să desfășoare activitate, dar activitate știm bine că nu prea a fost. Activitate a fost în altă parte și noi tocmai acum să aprobăm. Adică nu știu dacă lucrurile sunt chiar atât de oneste. Și nu cumva avantajăm pe unii, dar punem sub semnul întrebării calitatea și la egal, deci la educație a celorlalți. Adică nu mi se pare corect acest lucru și tocmai de aceea voi fi împotrivă, la modul foarte, foarte categoric. Într-adevăr, liceul Emil Bota, cum să vă spun, sunt copii buni ca peste tot, în toate școlile, dar trebuie respectată disciplina financiară. Țin foarte mult la tine. Deci sunt împotrivă. Și tocmai de aceea, sau dacă doriți să votez, vă spun cu toată sinceritatea, acest proiect, să disjungem această așa și pe celelalte le votez. Dar nu sub nicio formă. Mulțumim, domnul consilier. Vă mulțumesc. Vă rog. Explicați aici și în mare rog, în prezent, că nu puteți mai exprima înainte de o explicație corectă, că votați împotrivă. Deci, stai puțin să analizăm și vă spun și care sunt regulile financiare contabile. Deci atâta timp cu orice unitate de învățământ sau orice unitate bugetară au prevederi în buget, deci au decis să cheltuiască o sumă pregătită pentru astfel de cheltuieli, cheltuiala s-a făcut corect. Acea unitate de învățământ sau toate instituțiile publice au căutat să aducă banii înapoi pe ce au cheltuit. Dacă francatul nu dădea, nu era nicio problemă. Ei aveau prevederi bugetare, deci cheltuiala este făcută legal în baza legislației financiar contabile. Nu e niciodată problemă. Deci același lucru și la Casa de Cultură și la alte școli care sunt. Deci activitatea, acum noi mulțumim, iar încă o chestiune foarte importantă, de suma este dată cu declinație clară. N-aș vrea să supăr sponsorul, că dacă sponsorul a spus că am luat banii de acolo pe care i-a dat el cu declinație foarte clară, atunci vor respinge orice activitate, dar cheltuiala este făcută corect. Deci nu e niciun problem, au prevederi. Meritul domnului director Dumitru este că au fost împreună cu cine a fost la francat, le-a explicat situația, au cheltuit în banii lor pe baza prevederilor care le aveau și și-au adus suma înapoi pe care poate fi folosită în altă bază. Deci e o plată corectă, e o plată foarte corectă. Da, mulțumim domnul primar. Alte discuții dacă mai sunt pe acest proiect? Dacă nu mai sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Articolul 1 la următor proiect de hotărâre referitor la decontarea navetei. Se aprobă decontarea sumei 2349 de lei pentru școala gimnazială Mihaela Armencea, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrul didactice și a personalului auxiliar didactic, aferentă lunii martie 2018. Articolul 2. Se aprobă decontarea sumei 2630 pentru școala gimnazială Mareșala Verescu, la fel navete cadrul didactic și personal auxiliar pentru luna martie 2018. Articolul 3. Se aprobă decontarea sumei de 3708 pentru Colegiul Național Emil Bota, cadrul navetă luna martie. Și articolul 4, primarul prin aparatul de specialitate vor aduce la reprezentare prezidenta hotărâre. Am primit prin corespondență și la celelalte școli, dar prin faptul că nu l-au luat la timp, o să-l băgăm la viitoare.
Da, mulțumesc domnului primar. Comisia? Am zis favorabil 4 voturi. Și comisia, domnul Drăghici? 5 voturi pentru. 5 voturi pentru. Discuțiile margini la acestui proiect? Da, domnul Diaconu Viorel, vă rog. Deci, în adresa care a înaintat-o colegiul meu Bota, în poziția Oriță Ovidiu Mihai, poziția 9, zice Focșan. Deplasarea Focșani ajut și este consemnat 15 km. Ori e greșită distanța, ori localitatea. Nu, e Focșani, pe urmă este Focșani. N-am de unde. Dar e 45 km a greșit. 47. Deci este greșită. Sigur e Focșani. Domnul profesor este din Focșani. Da, e Focșani. Da, e greșeală de redactare, sigur. Dar cam unde sunt colegii. Da. Deci, da, este greșeală de redactare. 15 km. Domnul profesor e din Focșani, sigur. Dacă nu mai se dă de discuții, să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deci 18 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 55. Articolul la următorul proiect de hotărâre se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reparații, instalații electrice interioare și priză de pământ pentru plătirea stadionului multiple ajut, județul Vrancea. Valoarea totală investiției este de 13.847,83 inclusiv TVA. Indicator, realizare instalații electrice interioare și prizele pământ pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, conform legislației, suprafața totală a obiectivului este de 552 metri pătrați. Surse, bugetul local de finanțare. Articolul 2, primarul prin combatiment în aparatul de specialitate va asigura duce în prindea prezentei hotărâri și prezenta hotărârii la articolul 3 se prezintă pentru secretarului instituției prefectului pentru contorul legalității. Mulțumim domnului primar. Comisiile... Deci domnul Căsile Tatăl. Da, 4 voturi pentru. Și la Comisia Juridică, 5 voturi pentru. Alte discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect? Da, deci dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci 18 voturi pentru, a devenit... Articolul 92 se acordă înființarea Comisiei de Mediere a Conflictelor Contractuale din 10 Utilități Publice Municipale a SRL și utilizatorii serviciului de sanitate din Municipiul Ajut, următoarea componență, președinte Sergiu Pavel Marius, Sergiu Marius Pavel, scuzați-mă, șef Biroul Administrației Economiei Publice, pe vac cadastru, fond locativ, mobilizare, utilități și instituții subordonate și 3 membri din Consiliul Local, la care se adaugă aparatul de specialitate și anume Udrescu Dănunți, inspector superior din cadrul același serviciu, Bunghiul Silviu, consilier juridic și Brian Teodoro, de la aceeași instituție, de la același serviciu, doamna inginer Bostan. La articolul 2, comisia va proceda la medierea conflictelor contractuale dintre operatorul serviciului de salubrizare și utilizatorii acestui serviciu. Articolul 3, comisia va evalua în seamă un raport de activitate pe care va prezenta spre aprobare Consiliul Local și articolul 4, prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul legalității. Pentru cele 3 nominalizări, l-aș ruga pe domnul președinte să... Da, mulțumesc, domnul primar. Da. La comisie, comisia a aprobat acest proiect de hotărâre cu 5 voturi pentru. Eu aș avea un amendament, aș dori ca la acest proiect de hotărâre să fie întocmit de către comisie un regulament de funcționare cu atribuțiuni și cu sarcini clare să știm ce a făcut comisia. Și din partea, comisia propune ca din partea Consiliului Local să facă parte domnul consilier Cristea Claudiu, domnul Diaconu Geru și domnul Nechifor Florin. Dacă sunt alte propuneri, vă rog să comunicați și dezbatem. Alte discuții? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Da, deci cu 18 voturi pentru, hotărârea devine numărul 57. Articolul 1. Se modifică articolul 1 al hotărârii Consiliului Local al numărul 110 din 28 iulie 2016, în sensul înlocuirii domnului consilier Catalin din funcția de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Consiliului de Administrație al Colegiului Național Emil Bota, ca urmare a demisiei acestuia cu domnul consilier pe care îl propune dumneavoastră. Articolul 2. Celălalt prevederea a hotărârii Consiliului Local numărul 110 rămân în vigoare și articolul 3, prezenta hotărârii, va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. Ceilalți doi consilieri sunt domnul Bejan Ion și domnul Diaconu Gheorghe.
Da, comisia, domnul Drăghici. 5 voturi pentru. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Propunem. Domnul Vintilă. Da, vreau să propun ca locuitor în Consiliul de Administrație pe domnul profesor Dogan. Deci punem la vot propunerea cu înlocuirea domnului Catan la Consiliul de Administrație, domnul Bejan. Domnul Dogar. Ce aveți o dată? Ce? Domnul Dogar. Domnul Dogar. Dar nu-i nimic, așa, prima propunere. Spune la vot prima propunere și prima a doua propunere. Domnul a fost propunere. Domnul Dogar, cine este pentru? Ba, domnul. Deci pot trece în vot, pentru că am dat face parte din Consiliul de Administrație. Articolul 1, următorul proiect de hotărâre. Se ia aprobă darea în administrare către școala gimnazială Mareșala Berescu, situată în municipiul Atiu, strada Libertății, numărul 2A, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Ajut, cu elementele de identificare prevăzute la anexa 1, parte integrantă în prezentă hotărâre. Articolul 2. Se aprobă contractul de dare în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Ajut, prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 3. Din sumele încasate cu titlul de chirie, școala gimnazială Mareșala Berescu va reține o cotă de 50%, iar cealaltă cotă parte se verează lunar până la data 25 al unui impuls pentru luna anterioară și va face venit la bugetul local al municipiului Ajut. Articolul 3. Se îmbutățește primarul să semneze contractul de dare în administrare și actele adiționale ulterioare și articolul 5. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumesc, domnul primar. Aici avem un aviz comun la trei comisii. Domnul Catanu, vă rog. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Din partea Comisiei Juridice, aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Domnul consilier Bejan. Comisia aviză favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții dacă sunt pe acest, baza acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine se pentru? Deci 18 voturi pentru. A devenit hotărârea numărul 59. Articolul 1. Se aprobă prelungirea termenului de obținere a altor necesare edificări pentru destinația de locuință până la data de 30 iulie 2018, domnului Ferraru Valentin beneficiar contract de concesiune. Articolul 2. În situația în care, până la data de conform articolul 1, persoanele și familiile care au contracte de concesiune nu vor solicita obținerea avizurilor, acordurilor și autorizația necesare edificării construcțiilor cu destinația de locuință, se va proceda la retragerea concesiunii conform contractului de concesiune, precum și anularea procesului de bani depuse în proces. Articolul 3. Se împuterește primarul care, prin aparatul de specialitate, se asigură reducerea în primirea prezentei hotărâri și articolul 4. Prezenta hotărâri se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumesc domnului primar. Comisia juridică avizează cu 5 voturi pentru și aș avea un amendament la redactarea acestui document. Există o cerere. Nu știu dacă există un termen de prelungire a acestor autorizații, de câte ori se poate prelungi pentru a, și a intra în legalitate cu întrupirea documentelor pentru construcții pe terenul concesionat. Avem un termen? Nu. La terenul concesionat. Poate la dincolo de a 5, la folosință gratuit. Decizia da, Consiliului Local, acum... Da, sunt situații justificate. Marea majoritate sunt persoane de, care pleacă foarte mult în străinătate, își oprim foarte greu și avizele sau neglijează să obțină și încercăm să-i punem pe toți în legalitate cei care au construcții deja edificate. De asta solicităm discuții. Cei de la Serviciul Patrimoniu au permanent cu aceste persoane și încercăm să-i punem normalitate, pentru că așa mi se pare corect.
Da, dar oricum, oricum aș ruga aparatul primarului să fie mai atent în redactare, deci avem o cerere de prelungire a obținerii actului de autoritate din 18.9.2006, contract de concesionare din 17.4.2015 și cererea 4593 din 603. Mulțumesc! Da, discuții dacă sunt marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci cu 18 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 60. Articolul 1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 234,60 m², poziția numărul 1 din tabaua 470, parțela 431, atribuită în baza hotărârii Consiliului numărul 73 din 23 iulie 2005, privind aprobarea atribuirii la cerere tinerilor cu vârsta cuprinsă de 18-35 de ani, aruncă un teren din domeniul privat al municipiului Ajut pentru construirea unor locuințe proprietate personală. Terenul, suprafață de 234,60, revine în proprietatea privată a municipiului Ajut. Articolul 2. Terenul, suprafață de 234,60, își păstrează destinația inițială stabilită conform legii 15/2003. Articolul 3. Se resemnează primarul ca pe aparatul de specialitate să asigure aducerea îndeplinirea prezentei hotărâri și prezenta hotărârii la articolul 4 vor fi comunicată tuturor celor interesați, inclusiv instituției prefectului. Da, mulțumesc, domnul primar. Comisia juridică avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Domnul consilier Bejan. Comisia avizează cu 5 voturi pentru. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Deci cu 18 voturi pentru, hotărârea devine numărul 61. Articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 79 m² aferent construcției situate în Ajut, strada Gării numărul 33, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, conform anexii 1. Articolul 2. Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 79 m² aferent construcției situate în Ajut, strada Gării, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, pe care este edificat o construcție cu destinația de spațiu comercial, conform extractului de carte funcțională numărul 54841. Proprietarul construcției are în drept de preemțiune asupra terenului în procedura de vânzare. Articolul 3. Prețul de vânzare al terenului este cel stabilit prin raportul evaluării întocmit de un evaluator extern, membru ANEVAR, având o valoare totală de 2623 de euro, respectiv 33,2 euro pe metru pătrat, sumă ce va fi achitată în lei la cursul euro BNR în ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public, taxele aferente fiind suportate de cumpărător. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. Se puternicește primarul pentru semnarea actului de transfer al dreptului de proprietate. În cazul în care solicitatul nu și-a ținut dreptul de preemțiune la cumpărarea terenului, vânzarea terenului va avea loc în condițiile prevăzute de aliniatul 1 și 2 al articolului 123 din legea administrației publice locale. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de cedare. Articolul 6. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător vânzarea acestei suprafețe de teren. Și la articolul 7. Prezentul autorului se va comunica instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumesc, domnul primar. Domnul consilier Bejan, comisia. Comisia avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru, dar având în vedere că în zonă s-au vândut 35 de euro metru pătrat. Comisia propune ca prețul de vânzare să fie la 35 de euro metru pătrat. 35 de euro metru pătrat. Da. Da, deci supunem la vot, la discuții, dar atunci supunem la vot proiectul așa cum a fost inițiat. Deci prețul de 33,2 euro pe metru pătrat. Cine este pentru? Rezultatul meu împotrivă, 18 voturi. Îi punem la vot proiectul de hotărâre cu prețul de 35 de euro pe metru pătrat. Cine este pentru? Da, deci cu 18 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 62, cu mențiunea că prețul pe metru pătrat este de 35 euro. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă dezmembrarea imobililor teren plus construcții situate în ajutorul Alexandru Mocoza numărul 32, în suprafață de 116 m², aparținând domeniului privat al municipiului Ajut, număr cadastral 56612, în două loturi, conform planului de apartament și delimitarea imobililor, cu propunerea de deslipire, care face parte integrantă de prezenta hotărâre, și a referatului de admitere numărul 2922 din 31 ianuarie 2018, emisă oficiul de cadastru și publicitate imobiliară astfel.
imobil număr cadastral 57279, strada Alexandru Ancuza, numărul 32, municipiul al județul Franța, fost suprafață măsurată de 49 de metri pătrați, imobil număr cadastral 57280, strada Alexandru Ancuza, numărul 32, municipiul al județul, fost suprafață măsurată de 67 metri pătrați. Articolul 2, prezenta hotărâre va fi comunicat instituției prefectului pentru controlul legalității. Mulțumim domnului primar, are cuvânt domnul consilier Bejan. Comisia de azi va avea votul. Discuție dacă sunt pe baza acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Deci cu 18 voturi pentru, a devenit hotărârea numărul 62. 63. 63. Ordinea de zi fiind utilizată, declară ședința. Are o discuție.